Avem o avere de peste 25 de miliarde de euro în Marea Neagră și întrebarea esențială este: avem cu ce să o protejăm? Am întrebat un responsabil al forțelor navale dacă în momentul de față această categorie importantă de forțe a armatei române poate disloca cel puțin două nave militare pentru protejarea Neptun Deep. Mi s-a spus că nu au disponibil două nave special pentru această misiune, care să fie scoase din misiunile uzuale ale forțelor navale și trimise special în zona Neptun Deep, în așa fel încât 24 din 24, cu schimbul, măcar o navă militară să fie în proximitatea acestei exploatări. Drept pentru care mă întreb, România face ce trebuie pentru securizarea zonei economice Zonei economice exclusive? exclusive.